Data trecută am făcut o fermă de iron într-un castel uriaș și am făcut un beacon cu toate materialele, de la fir până la netherite. Pentru azi avem un obiectiv, să facem rachete infinite pentru Elytra. Dar pentru asta va trebui să facem o fermă de albine, o fermă de creeper și o fermă de sugarcane uriașe. Încerc să fac cele mai bune videoclipuri din România pentru voi, așa că lasă un like și abonează-te ca să ajung la suma de 100.000 de abonați. Să înceapă episodul 6 din seria de hardcore. Ok, nu mai avem nicio rachetă, absolut niciuna pentru Elytra, așa că va trebui să adunăm gunpowder și sugarcane. Hai să vedem cât avem în chesturi momentan. Am adunat tot gunpowder-ul pe care l-am găsit prin chesturi și am făcut în total 54 de gunpowder. Am adunat și tot sugarcane-ul din fermă și am făcut în total 54 de rachete. Dar nu o să ne ajungă. Trebuie neapărat să ne facem o fermă de gunpowder și de sugarcane. Avem ferma asta de sugarcane, dar putem să recunoaștem cu toții că arată absolut oribil și ne strică tot feng shui-ul în regatul nostru. Așa că va trebui să o mutăm de aici și să facem alta. Dar hai mai întâi să începem cu ferma de albine. Da, avem nevoie de silk touch aparent. Nu știam. Salut. Ok, am găsit și un pickaxe cu silk touch și am plecat în căutare de beehive-uri. Am găsit câteva, dar ne trebuiau și albine. Așa că am stat pe lângă un beehive și am adunat flori ca să le punem în jurul lui, ca să mămim albinele să intre în beehive. Și seara au intrat toate cele trei albine. Am luat beehive-ul și am plecat spre casă, unde am făcut o mică căsuță din sticlă ca să putem să mulțim albinele să facem o fermă mare de miere. Am pus flori, am pus beehive-urile sub care am pus niște campfire-uri și am început să mulțim albinele. Dar a fost un proces foarte dificil, pentru că de fiecare dată le atacam din greșeală și pentru că mă atacau înapoi, mureau și ele pentru că își lăsau țepul în mine. Da, îmi pare rău pentru ele, dar asta este. Apoi am început să adun resurse ca să facem ferma de albine și am făcut niște hopere, am făcut niște arcuri ca să facem niște dispensere, le-am făcut și pe astea, am luat și câteva blocuri de construit și m-am apucat de fermă. Am pus un rând de blocuri, un rând de dirt pe care am pus niște flori și deasupra am pus niște dispensere care să culeagă mierea. Deasupra lor am pus niște hopere și niște chesturi. Am pus hopperele sub dispensere și am mai făcut o platformă în spate pe care să facem redstone-ul. Și am pus comparatoare care să lege dispenserele de beehive-uri. Apoi am făcut și cupola din sticlă care să țină toate albinele acolo și am stat să mulțesc toate albinele. Și în timpul care se mulțeau albinele, am decis să caut două pisici care aveau să mă ajute pentru ferma de creeper puțin mai încolo. Una era sub casa mea și trebuia să mă târăsc ca să ajung acolo, dar într-un final am luat-o. Apoi am mai omorât niște somon ca să luăm și a doua noastră pisică și am asigurat-o și pe asta. Am lăsat pisicile jos și m-am ocupat strict de mulțirea albinelor. Și în sfârșit aveam destule albine încât să terminăm ferma de albine. Da, am încercat să le pun în stilul ăsta și nu a mers absolut deloc. Instant cum le-am pus, au ieșit toate din cupolă și au plecat afară, libere, să facă ce vor ele. Așa că am decis să intru înăuntru cu un trapdoor și să pun toate beehive-urile de mână stând pe jos. Cred că mă consideră unul de-a lor în momentul de față. Nici măcar nu mă mișc eu în momentul de față, mă împing albinele pe mine. Am așteptat până a venit noaptea ca să pot să pun și ultimul beehive și într-un final era gata. Aveam o fermă de albine. Am spart și cupola de sticlă, fiindcă acum era inutilă, nu mai aveam ce să facem cu ea. Ferma noastră de albine era un succes. Ok, și avem ferma de albine gata. Ia uite-le cum stau toate aici ca nebunele. Ia uite-le, la muncă, tată, nu l-am întins mâna. Acum că avem ferma de albine gata, putem să începem să facem ferma de creeper. Avem 14 rachete, așa că trebuie să ne folosim de ele cu cap. Acum să ne gândim unde putem să facem această fermă. Și avem două variante și mă gândesc, ori să o facem aici, ori am putea să o facem aici, în zona asta. Pentru că o să facem fix lângă și ferma de sugarcane, cred că o să o facem aici. Cred că asta mi se pare cea mai bună variantă, zona asta. Așa că trebuie să tăiem mai întâi toți copacii ăștia. Hai mai întâi să facem nani și apoi vom tăia toți copacii. Cam asta va fi zona, aici vom face ferma și de creeper și de sugarcane, care o să fie uriașă, o să vedeți. Și avem și niște design-uri mișto pentru ele, ia să-l mai tăiem și pe ăsta că mă deranjează teribil că e aici. Așa, și cam asta e tot lemnul pe care l-am făcut, pe care o să-l transformăm în trapdoor-uri de îndată. Așa că hai să mergem să ne facem materialele pentru ferma de creeper. Sarut mâță 1, sarut mâță 2, voi avea nevoie de voi două imediat. Hai să facem trapdoor-uri din lemnul ăsta. Ok, avem două stacuri jumate de trapdoor-uri, hai să facem două, aproape trei stacuri avem, ok. Și mai aveam dipslate aici în chesturi pentru că mi-a mai rămas de la castelul ăsta mare și frumos. Deci mai avem doar ăsta care e deep slate simplu, nu e. Ok, ba da, nu, uite, așa. Ăsta. Așa, hai să-l facem în deep slate tiles. Bam 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 bam. Am rezolvat-o și pe asta. Hai să facem acum covoare. Bam. Ok. Un stack e mai mult decât suficient. Ne mai trebuie două găleți de apă. Le umplem cu apă și ce ne mai trebuie nouă sunt slaburi pe care le facem acum.
Ok, și astea sunt toate materialele de care avem nevoie pentru ferma de creeperi. Nu o să producă foarte mult gunpowder pentru că e micuță, dar o să ne producă suficient cât pentru niște rachete. Ok, și hai să începem să facem ferma. Deci, pentru fermă e foarte simplu. Avem nevoie să facem o clepsidră în spațiu. Ridicăm de aici câte două blocuri și facem forma unei clepsidre. Ok, asta o să fie în lungime de 13, aici facem 5 blocuri, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, normal că am făcut 6. Continuăm aici cu încă două blocuri așa, aici două blocuri și încă două blocuri așa. Și trebuie să facem exact aceeași chestie și în partea cealaltă, adică aici în partea asta 5 blocuri, 1, 2, 3, 4, 5 și acum partea asta încă 13. Acum tot așa. 1, 2, 3, 4, 5, 2 blocuri așa, 3 blocuri așa. Asta va fi ferma noastră de creeperi. Micuță, nu? Acum hai să spargem totul de aici cu lopata. Înlocuim totul cu deep slate din nou. Ok, spargem blocurile astea de aici din mijloc. Aici o să cadă toți creeperii care se spawnează. Ne întreb doar pe ambele părți. Le deschidem. Ei, cum funcționează ferma asta de creeperi în felul următor? Creeperii sunt mai mici decât zombie. Un creeper se poate spăuna în zona asta. Un zombie nu se poate spăuna, nici un scheletor, nici nimica. Singurul care se poate spăuna este creeperul. Așa, prima parte este gata, facem și cealaltă parte. Acum trebuie să mai facem încă un tavan și din deep slate style slaburi, pentru că prin trapdoor-uri trece lumina. Și dacă trece lumina, practic nu o să meargă decât noaptea ferma asta de creeperi. Așa că o să facem și astea aici. Și dacă ne uităm noi de sus acum, arată ca o clepsidră. Perfect. Aici nu se vor spawna doar creeper, ci și pe engine. Și ca să facem să nu se mai spawneze pe engine, trebuie să punem carpeturi. Așa, odată la două blocuri de aici, nu? Și facem asta și în partea cealaltă. Bam, bam, bam. Și ca să împingem toți creeperii care sunt aici să plece de pe platformă, trebuie să-i ducem în zona asta. Așa că vom aduce niște pisici, pentru că pisicile sperie creeperii. Dacă pui o pisică aici, toți ăștia zic wow, 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 wow. Și o să sar aici înăuntru. Salut mâț 1, salut mâț 2. Haideți cu mine, avem treabă. Tu vei veni aici, tu vei sta aici, iar cealaltă mâță, te rog frumos, alătură-te. Tu aici. Gata ferma. Asta e tot. Ok, aici trebuie să punem două scări. Deci facem un crafting table, facem două scări. Facem două scări pe care le punem așa. Și aici o să fie platforma unde o să stea creeperii, nu o să aibă cum să iasă. Punem campfire aici, campfire aici. Așa, punem un hopper aici, un hopper aici. Și trebuie să facem un chest acum. Am făcut din greșeală 3, asta este. Așa, și asta ar trebui să fie ferma. În teorie. Acum să vedem dacă merge, că nu știu dacă merge sau nu. Ok, suntem la 184, iar aici vom face o platformă unde să stăm la AFK. Ok, aici vom sta noi la AFK. Hai să facem totuși și perez ca să nu ne atace nimica, că suntem aici. Ok, și facem și un acoperiș din slaburi ca să nu se spăuneze nimica aici pe deasupra. Distrugem ăsta. Op, așa. Și ia să vedem noi dacă s-a spăunat vreun creeper până acum, dacă merge ferma. Ok, 4 gunpowder. Ok, deci cel puțin merge. Un creeper s-a spawnat. Asta înseamnă că s-ar putea să funcționeze. Stăm la AFK o oră și hai să vedem cum funcționează ferma. Ok, și am stat o oră. Sper că a mers pentru că nu mai avem alte rachete, așa că ia să vedem. Ok, nu e așa de mult, da? Dar ținând cont că n-am făcut nimic, așa este o fermă destul de micuță. Hai să luăm mai întâi de aici gunpowder-ul. Așa, luăm tot sugarcane-ul ăsta frumos de aici. Așa, ok. Și am făcut 3 stacuri de rachete. 3 stacuri jumate de rachete într-o oră. Am nevoie de mai mult? Nu cred. Cred că e suficient. Dacă trecem noi așa, hai să vedem cât de urât arată tot sugarcane-ul ăsta de aici. Arată extraordinar de urât, arată grețos. Vreau să-l scoatem de aici, așa că va trebui să facem un sugarcane farm, nu? Așa că dacă scoatem ăsta, vom face o fermă de sugarcane automată aici. Exact aici, fix în față la asta. În momentul în care noi stăm la FK pentru gunpowder, putem să stăm și pentru sugarcane. Acum că știm că ferma asta este un succes, hai să facem ferma de sugarcane. Iar pentru ferma asta avem nevoie de două chestii. Să luăm un beacon, luăm beaconul ăsta de aici. Așa, și punem beaconul frumos, luăm o bucată de iron și o punem aici, nu? Haste 2, haste 2, easy. Deci trebuie să facem în partea asta 17 și în partea asta 17. Un trebuie acum să minăm o suprafață uriașă de pământ. Am minat 34 de blocuri în lățime, 16 în înălțime și, nu știu, cred că vreo 50 în lungime. Noroc că avem beaconuri, fiindcă asta ne-a grăbit în totalitate procesul. Mai avem încă un rând și e gata. Așa că mergem să reparăm pickaxe-ul, terminăm încă un nivel și după ne apucăm de fermă. Ok, hai să ne întoarcem spre casă acum. Salut, colegul, te-ai pierdut? Ce-i cu tine? Bă, îmi pare rău.
Vom face ferma în felul următor. 12 în partea aia și 12 în partea asta, adică așa. 1 2 3 4, nu. Deci 1 2 3 4 5. Așa. Asta va fi toată ferma noastră de lungă până în partea aia acolo. Toată asta, toată asta. Am pus rândurile de fermă și am turnat și apa înăuntru și ferma era gata. Ok, până aici ne-a ajuns tot sugarcane-ul, dar o să o umplem noi pe parcursul. Cât facem ferma, o să dureze un pic, așa că ăsta o să crească, bine, mersi. Problema e că de acum vine greu. Asta a fost doar obositor sau plictisitor, dar de acum vine greu cu redstone-ul, care o să vină în partea aia. Așa că trebuie să mai minăm încă o dată. Ok, cred că spațiul ăsta ar trebui să ne ajungă ca să facem tot redstone-ul care ține de ferma asta. Avem de adunat resursele astea și sunt o grămadă. Trebuie să mergem să adunăm absolut toate, de la redstone, la comparatoare, chestii, toate nebunile trebuie să le luăm. Așa că, hai să adunăm resurse. Hai să mergem mai întâi la minat, că aveam nevoie de redstone și de aur. Am început să adunăm resurse pentru fermă și aveam nevoie de o grămadă. Așa că am plecat în primul rând după redstone și am făcut în total 2 stack-uri și încă 20 de blocuri de redstone. Am făcut 40 de chesturi, dintre care 31 au fost hopere. Am mai pus comparatoare, pistoane, minecart hopere, de care aveam nevoie de 23 sau 24, ceea ce era enervant pentru că fiecare de ăsta ocupa câte un spațiu din inventar. Apoi am făcut iron trapdoor-uri, 6 comparatoare de redstone, 40 de repeatere. Și am făcut și honey blocurile care s-au făcut între timp. Acum aveam resursele ca să facem ferma. Trebuie să urcăm 4 nivele în sus. 1, 2, 3 și al 4-lea punem sticlă. Și acum facem toată zona asta dintr-un cap în altul cu sticlă. Acum punem niște torțe de redstone pe toate blocurile astea de sticlă. Asta o să fie nivelul unde o să fie hopperele. De-aia sunt toate torțele aici, pentru că vor fi niște rail-uri care vor fi activate de torțe. Așa, și încă un nivel. Adică mai extindem cu un bloc toată zona asta. Acum trebuie să punem un rând de observări așa, dintr-un capăt în altul. Deci trebuie să facem toată asta așa, să o umplem cu railuri, spargem blocul ăsta și acum punem detector rails așa. Railurile astea care sunt deasupra sunt doar ca să facem astea să stea în poziția asta, altfel n-aveam nevoie de ele. Acum putem să le spargem. Acum, aici punem un rând de blocuri și deasupra acestor railuri punem niște mat blocuri. Deci acum trebuie să punem niște trapdoor-uri pe toată zona asta de aici și niște observări pe deasupra. În momentul în care aici o să cadă un minecart prin blocul de mud, asta o să trimită un semnal în observer. Apoi, trapdoor-ul ăsta o să trimită un impuls de energie în sus. Așa că deasupra o să punem niște sticky pistonuri și în fața lor o să punem niște rail-uri de astea cu aur, care vor împinge în față niște hopere și apoi o să cadă toate înapoi aici de resup. Și apoi umplem toate astea cu trapdoor-uri. Așa. Și le închidem pe fiecare în parte. Spargem blocurile temporare. O să înlocuim astea două blocuri cu observere, adică așa. Și așa. Și pe deasupra punem repeatere, punem un lever aici, un lever aici și un bloc aici, așa, pe care punem din nou un lever. Ok. Acum aici trebuie să facem mecanismul care o să împingă toate minecarturile în toate blocurile astea de aici. Ok. Pe blocul ăsta pe care punem acum, punem un dispenser. Aici punem un bloc, aici iar un bloc, iar aici facem un comparator, care o să vină într-un sticky piston, așa, pe care vine un observer, aici un repeater și un observer care să vină în repeaterul ăsta, așa. Practic ce face toată chestia asta pe care am făcut-o noi aici este în felul următor. În momentul în care un item este în dispenser și anume Minecraft Hopper, o să trimită în comparatorul ăsta un semnal care o să-l trimită mai departe în piston. Pistonul ăsta o să se ridice în sus și o să trimită un semnal continuu de redstone care o să facă în așa fel încât să scoată toate blocurile din dispenser. Ok, hai să-i facem un test cu niște Minecraft Hopper, să vedem dacă merge. Ia. Ok. Și le împinge pe fiecare, doar că aici nu era un railway ca să le pune direct pe railway. Deci înseamnă că merge, da? Perfect. Ok, de ce este cauldronul ăsta cu lava aici? Este pentru că în momentul în care toate hopperele de acolo o să se întoarcă, o să cadă în asta de lavă și o să se întoarcă în chest. Și acum trebuie să facem o zonă unde să se corecteze tot sugarcane-ul pe care îl lasă hopperele. Un rail și o de asta de apă care o să curgă până acolo. Ok. Iar deasupra la blocul de lavă punem din nou un mud cu power rail, iar aici în fața lui punem un bloc pe care punem un amethyst cluster. Deci, o să ajungă toate minecarturile fix aici, iar clusterul ăsta o să le spargă, o să cadă în asta de lavă, iar aici o să ajungă tot sugarcane-ul, iar în jos o să ajungă hopperele care o să intre în dispenser. Aici o să cadă toate minecart hopperele. Hai să continuăm să umplem drumul ăsta până sus. Așa, ca să rămână aprins drumul ăsta, punem niște levere dintr-o parte în alta, așa. Ferma este aproape gata. Mai avem două chestii de făcut. Să terminăm zona de colectare de acolo și apoi să facem niște mecanisme care o să taie tot sugarcane-ul ăsta pe care o să cadă hopperele. Trebuie să punem niște fence gate-uri dintr-o parte în alta ca să plece toate Minecraft hopperele pe rând.
Așa, până aici. Acum punem niște observări pe deasupra, care să trimită semnale redstone în toate fence gate-urile astea, și pune repeatere care să trimită semnalele de redstone. Și toate astea trebuie să fie la nivel maxim, cât mai întârziate. Ok, și asta este tot redstone-ul de aici din spate. Ok, și în momentul în care eu acum, de exemplu, fac așa, da? Pun un lever pe ăsta, ar trebui să activeze fiecare de asta să plece în ritmul lui și să ajungă acolo să le colecteze. Ia să vedem. Deci au plecat inițial în cealaltă parte, nu e ok? Ok, una au plecat și celelalte două nu au plecat. Am văzut că au plecat în cealaltă parte, aparent. De ce pleacă spre stânga, poftim? Alo? Punem toate astea invers. Punem absolut totul invers. Așa, și facem contrapția asta de aici, o facem exact în cealaltă parte. Deci, mai punem un bloc aici, un repeater deasupra, tot cu 3 ticuri, două blocuri așa, un repeater aici și aici un observer care să vină așa, în direcția asta, așa. Ok, și mai venim cu o bucată de power drill-uri aici. Nu. Acum ar trebui să meargă, ia să vedem. Dacă lăsăm ăsta aici și punem un bloc, îl spargem, ar trebui să trimite semnalul. Ok. Și ajunge acolo sus și intră în dispenser. Bun. Deci am făcut și partea asta. Trebuia să facem niște mașini zburătoare cu slime-uri care să treacă deasupra întregii ferme, cu niște minecart hopere care să coleagă tot sugarcane în drum, pe care să le lase în capătul fermei și acestea să intre singure din nou mecanism. Așa că asta am și făcut. Am făcut cele două flying machine-uri și am decis să-i dau un test fermei. Inițial părea că merge. Toate minecart hopere-le intrau în poziția lor și au coborât toate pe flying machine-urile pe care le-am făcut și au început să colecteze sugarcane-ul. Însă nu știam dacă merge sau nu până la capăt, pentru că nu știam dacă o să se întoarcă flying machine-urile înapoi. Și ce să vezi, nu s-au întors înapoi, a trebuit să le refac. De ce nu s-a întors? Ce-am făcut greșit? Ok, l-am refăcut și am decis să-i mai dau încă un test. Și în teorie ar trebui să meargă, dacă nu merge, nebunesc. Hai, let's go, let's go, let's go. S-au pus toate minecart hopper-le în poziție, au căzut pe flying machine-uri și au plecat. Bun, au plecat, nice, nice, nice. Ia uite, ia uite ce frumos pleacă. Ia uite ce frumos pleacă, românca mea. Hai, hai, zi-mi te-o frumos că te întorci. Zi-mi că te întorci. Aici ar trebui să le lase. Bun. Care au ajuns până la final cu minecart hopper-le. Și de data asta au lăsat hopper-le jos. Problema este că nu ajungeau toate minecart hopper-le înapoi. Erau câteva care erau blocate. Ok, fiecare se duce în locul lui, în poziția lui. Așa, toate se pun aici și au început să plece. Bun. Blocul ăsta n-ar trebui să stea aici cu ăsta, așa. Hai, zic că funcționează, zic că funcționează. Hai. Ok. Ok. Și pleacă toate prin și ajung toate acolo. Nice. Uite un pic ce mișto arată toată chestia asta. Uite un pic cât de mișto poate să arate. Man, deci e impresionant ce ferme se pot face în Minecraft. Uite un pic ce mișto e asta, poftim. Ok, și uite un pic cât sugarcane am făcut. Problema este că nu avem o fermă de creeper destul de mare pentru cât sugarcane avem. O să o extindem noi puțin mai tare data viitoare. Și hai bă, hai să recunoaștem că arată mișto. Hai să mai vedem încă o dată, că deci îmi place prea mult cum arată. Ok, și au căzut astea și acum pleacă. Man, arată prea mișto. Mult prea mișto, poftim. Dar cel mai satisfying, cel mai satisfying este cum pleacă toate hopperile astea pe rând. Ia, ia uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bum. Ia uite-le și aici. Bă, 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 ce stil are această fermă. Ce haz are. Ferma funcționează. Este un succes. Am stat un pic să o învăț ca să o fac, dar merită. Dacă ne uităm un pic la regatul nostru, putem să vedem cât de urât arată chestia asta. Trebuie să o decorăm să facem frumoasă. Tita mai groapa cu un pătrat fix lângă, o clepsidră. Arată oribil. Dar o să o facem noi să arate frumos. Acum că am terminat ferma de albine, am terminat și ferma de creeper și ferma de sugarcane, trebuie să ne apucăm să decorăm, pentru că hai să recunoaștem. Asta arată oribil. Asta de aici și mai oribil. Și avem și asta de albine care strică tot ce am făcut noi. Ca să facem dita mai castelul ăsta frumos, vine nebunia asta de albine și arată oribil aici. Așa că hai să începem cu ferma de albine pe care să o decorăm și apoi ne apucăm și de celelalte două, de sugarcane, respectiv de creeper. Ok, dar pentru asta ne trebuie resurse din nou. Am luat din chestul resurse de construit și anume lemn, cobbled deep slate și white concrete powder și calcite, cele care mi-au mai rămas de la castel. Apoi am luat niște dirt ca să reconstruim toată zona asta, pentru că înainte să facem casa, trebuia să facem mai întâi platforma de dedesubt. Și asta am și făcut. A durat o grămadă doar să facem platforma asta și încă nu era gata. Asta era doar partea 1. E, ok,
E ok, dar o să arate mult mai bine după ce începem să facem și casa și toate plantațiile de flori. Momentan avem o platformă care arată ok și nu mai arată cu tot felul de dâmburi, cu crevase, cu crăpături, cu peșteri, cu toate nebunile. Deci, avem această mică fermă pe care trebuie să o facem într-o căsuță și în jurul ei peste tot vor fi niște grădini cu flori, cu ceva. Și vreau să facem și un drum și de la castel, pentru că am uitat să facem la castel data trecută. Un castel, un drum care să lege, cred că de aici așa, până la castel, mă gândesc, și un drum care să vină și așa să ajungă după la ferma de albine. Ok, hai să începem să facem casa. O să o facem cam cât asta de mare. Am făcut casa cu aceleași materiale cu care v-am obișnuit, pentru că încerc să mențin regatul cu o tematică. Am terminat casa, care nu-mi plăcea inițial, dar după ce am decorat-o a început să-mi placă mai mult și să prind drag de ea. Am terminat și clădirea. Parcă mai arată ceva. Parcă arată mai bine acum. Na, nu o să mă chinui și cu interiorul. Momentan o lăsăm așa, dar vedem. N-avem timp și de interior și n-avem nici chef de interior. Hai să reparăm lopata pe care o avem și să începem acum să facem și exteriorul, să facem grădina și drumul. Ok, ni s-a reparat și lopata și hai să mergem. Acum trebuia să facem drumul până la casă și la castel. Și asta însemna că trebuia să muți monstrul de chesturi care se afla în fața castelului și a trebuit să iau toate itemele de acolo. Și trebuia să remut acum în castel și cred că mi-a luat în jur de 10-12 drumuri. Și în drumul meu mi-am amintit ceva. Trebuia să-i punem numele la Axolotl. Mi-a lăsat sute de comentarii. Tematica era ca Axolotl să aibă IU la final, pentru că pe ceilalți doi îi chemau Pompiliu și Corneliu. Și mulțumesc pentru sfaturi, pentru că în comentarii am văzut că dacă pui într-un vi o găleată cu Axolotlul și o numești, Axolotlul o să rămână cu numele respectiv. Comentariul cu cele mai multe like-uri era Tiberiu. Așa că Tiberiu avea să rămână numele Axolotlului. Și l-am adus pe Tiberiu lângă Corneliu și Pompiliu și stăteau toți trei acum fericiți într-un metru pătrat de apă. O să le facem și un acvariu, dar nu acum pentru că avem multe alte lucruri de făcut. Acum că am terminat și cu Tiberiu, intrăm în faza 2, și anume să facem drumurile. Așa că am adunat materiale. Am adunat în jur de 10 stacuri de coarse dirt, am luat trepdoruri, garduri, taf și multe alte blocuri. Și mi-am făcut o idee generală pe unde aș vrea să vină drumul și m-am apucat din nou de landscaping și de drum în sine. Am făcut drumul cu pect mud, cu coarse dirt și zona exterioară cu taf, iar în jur am folosit moss pentru mai multe detalii în jurul drumului. Și cam așa arăta drumul până acum, dar nu era gata. Trebuie să facem acum grădinile de flori, iar pentru asta trebuie să facem câteva ferme de flori, pentru că nu avem. Așa că am adunat materiale din nou și am plecat să căutăm un flower forest. Am găsit unul nu foarte departe și am făcut câteva ferme rapide de flori ca să culegem cât mai multe flori, pentru că aveam nevoie de o grămadă. Cred că e cea mai grăgioasă fermă pe care am auzit-o în viața mea. Nice! Și uite câte tulipuri de-astea facem într-o secundă. Am făcut mai întâi o fermă de lalele roșii, am adunat cred că un inventar întreg de lalele și am mai făcut încă o fermă de lalele albe și lalele portocalii. Și văd că ne dă doar albe aparent, nu, ne dă și tulipul de ăsta portocaliul, nice! Ok, am stat o zi întreagă și am adunat flori și am făcut într-un final un inventar întreg de flori, care avea să ne ajungă pentru întreg proiectul. Mi-am umplut inventarul și am plecat spre casă. Și cam asta e. Ok, avem un inventar plin de flori, așa că hai spre casă. Mai trebuie să mai luăm încă ceva, totuși trebuie să mai luăm frunze. Bam, bam, bam. Ok, și ar trebui să fie gata acum. Avem destule frunze ca să facem tot ce avem noi nevoie. Hai să facem zonele pentru floricele. Vreau să încercuim o zonă în stilul ăsta și asta o să fie prima zonă doar cu flori. Așa că hai să facem și outline-ul din frunze. Mai adăugăm pe aici pe acolo niște frunze așa. Așa, umplem toate golurile astea de aici. Mai punem pe aici pe acolo, să nu fie nici prea mult totuși. Vreau să fie oarecum o măsură egală, și piatră și frunze. Ok, asta este prima zonă și îmi place cum arată, de ce să mint. Asta o să fie prima, mai facem una acolo, care cred că o să vină și pe dealul ăla de acolo. Cred că o să ne ocupăm noi și de dealul ăla. Așa, și una acolo. Să construim zona asta de aici mai întâi. Am făcut mai întâi gardul din blocuri de piatră, pe care l-am decorat și cu frunze pe lângă, ca să aibă mai multă textură. Ok, am terminat și a doua zonă. Și aș vrea să mai facem și zona asta de aici. Hai dealul ăsta să nu mai fie chiar așa abrupt, ca să putem să punem și flori pe el și o să-l facem mai pe nivele. Ce faceți, domnul Tiberiu? Cum vă înțelegeți cu prietenii dumneavoastră? Ia uite-l pe domnul Tiberiu, mulțumesc pentru comentarii. Vă mulțumesc pentru comentarii că mi-ați ales un nume foarte mișto pentru Tiberiu. Și cred că Tiberiu este acum preferatul meu. Pompiliu, poți să te duci acasă, nici nu mă interesează. Lăsăm niște leere de dirt aici ca să mai extindem asta, ca să arate totul natural și fresh, să fie smooth.
Bă, îmi place cum arată. Adică uite un pic, când intri pe drumul ăsta așa, e mișto, n-ai ce să zici. Intri așa frumos, e mistic, e... bă, oare ce-o fi aici? Bam! Interiorul, na, nu mai zic nimica de interior. Interiorul e așa cum el. Hai să luăm acum florile. O să luăm florile astea și o să le punem oarecum pe diagonală, pe 45 de grade. Adică o să facem niște rânduri care o să vină practic așa. Și facem 4, 5, 6, 7, 8 rânduri de astea. Adică mai facem unul așa. A, prea aproape, prea aproape. Cam așa, nu? Da, eu zic că e ok. Ok, hai, zi tu când arată bine. Ia uite, frumos. Cel puțin asta îmi place maxim cum arată. Dacă le umplem pe toate așa, eu zic că o să arate super bine. Hai să mergem să luăm și celelalte flori și să umplem. Bă, mie mi se pare că arată bine, da? Arată frumos. O să arate totul mult mai plin în momentul în care să avem copaci. Când o să avem copaci și prin zona asta și pe aici, pe lângă drumul ăsta, să avem niște copăcei pe lângă drum și aici. Momentan n-avem. Momentan e așa, golaș. Dar promit că o să arate și mai bine în timp. Uite, și drumul ăsta mi se pare frumos. Hai să vedem și cu shader puțin. Ok, mi se pare că arată criminal. Cu shader mi se pare că arată super frumos. Ia uite, frumos, fermele de flori, clădirea în spate și drumul ăsta așa mișto peste tot. Ia să vedem. Ia să vedem cum se simte așa. Ia uite ce frumos arată. Bam. Băi. Și cu clădirea asta aici în spate, așa, bam. Deci ai așa un feeling când intri aici, vezi toată zona asta bine înăuntru, nu uităm că arată oribil. Dar mi se pare că arată foarte frumos toată zona asta. Hai să vedem cum arată zona asta pe timp de noapte. Arată frumos, n-ai ce să spui. Uite un pic cum arată. Începe să prindă formă. Dacă mai face și niște copaci, Doamne, deci ar arăta genial. Mă gândeam să mai facem și zona asta de aici, dar nu cred că o să mai facem, că nu prea avem timp. Însă am putea să mai punem niște lanterne pe aici, pe locuri. Adică hai să facem o mică diferență, da? De unde am început, cum arăta înainte doar pământul din toată zona asta și cum arată acum. Mi se pare că e o transformare, bă, spectaculoasă, n-am ce să zic. Chiar arată super bine. Bă, e... îmi place, mă, îmi place. Chiar arată frumos. Acum că zona asta este gata de aici, trebuie să mai facem zona de aici care arată oribil, dacă mă întreb pe mine. Ce m-am gândit să facem noi pentru ferma asta este un fel de arenă. Să fie așa un oval care să vină pe aici, să urcăm pe deasupra la ferma de creeper și să putem să vedem de sus cum funcționează ferma de sugarcane. Hai să ne culcăm un pic. Hai să adunăm tot lemnul pe care îl găsim într-un singur loc să vedem cât mai avem nevoie. M-am căutat de lemn prin toate chesturile și am adunat toate rămășițele pe care le mai aveam. Am reușit să găsim un inventar întreg de lemn, dar nu era suficient pentru proiectul pe care l-aveam în cap. Așa că am plecat la pădurea de spruz și am petrecut acolo o zi și o noapte ca să tăiem toți copacii pe care i-am găsit. Bă, cred că ne ajunge. Cu tot lemnul pe care l-avem acasă și cu ăsta pe care l-am adunat acum ar trebui să ne ajungă. Așa că hai să ne întoarcem spre casă, luăm ceva de mâncare, niște cartofiori și ne apucăm de treabă. Voiam ca zona să fie ovală, iar cum acesta era un pătrat, nu prea mergea. Și am făcut mai întâi capetele un pic ovale și apoi m-am apucat de pereți. Iar pereții i-am făcut într-un degrade care pleca de la dark oak wood, intra în spruce wood și apoi în oak și apoi birch. Ceea ce mi se părea că arăta destul de bine. Am lucrat o grămadă, am consumat tot lemnul pe care l-aveam, mai avem doar spruce și ceva oak, dar arată bine, arată mișto, prinde formă. Însă dacă credeți că este gata, nu este nici pe aproape, pentru că asta este doar platforma unde o să se vadă sugarcane-ul. Plus că trebuie să decorăm și partea asta care vine așa, bam, 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 și acolo în spate. Trebuie să scoatem și nebunia asta de aici, care arată oribil deasupra. Aici o să vină o platformă de deep slate care o să cuprindă toată zona asta frumoasă așa și trebuie să mai înconjurăm asta încă o dată aici cu vreo, nu știu, hai să zic 3 blocuri. M-am apucat de platforma exterioară pe care aveam să stăm ca să ne uităm la fermă și să o privim cu admirație. Și am decorat până și podeaua interioară de la ferma de sugarcane. Apoi a trebuit să înconjurăm încă o dată cu blocuri de spruce wood, ca să facem și peretele exterior. Și a durat și asta o zi întreagă, dar într-un final am reușit să o scot și la capăt și am ras și toată coaja de pe copaci. Ok, spargem și dirt-ul de aici ca să facem totul frumos, să arate bine. Ok, am terminat și de decorat. Cam așa arată toată zona. Avem niște stâlpi pe care sunt niște trapdoor-uri, niște lanterne peste tot. Am terminat de făcut și cu lemn de dark oak wood pe aici, ca să mai schimbăm un pic să nu fie doar aceeași culoare. Avem scări în jurul la birch wood-ul de pe creastă. Eu zic că arată bine. Însă eu am o curiozitate, pentru că nu știu dacă mai merge ferma și mi-e frică că s-ar putea să o fi stricat. Salut. Da, trebuie să luminez pe aici un pic. Ia să vedem în acțiune. Trebuie să scoatem și asta de aici. Trebuie să scoatem și asta. Hai că scoatem acum. Cât timp vedem... Ia. Bun. Ok, încă merge, dar încă nu e gata. Hai să spargem și asta.
Dacă ajunge și înapoi, atunci înseamnă că merge ferma. În sfârșit am terminat de construit, doamne. Mai avem de făcut doar zona de colectare și astea se întorc înapoi, nu? Bine. Și astea nu se blochează, sper. Nu le văd, dar sper că nu se blochează. Ok, bun, cred că ferma încă merge. Nice. Bine. Hai să rămân tot fierul ăsta de aici. Am spart și beaconul. Ok, ar trebui să mai facem și zona de colectare, pentru că acum dacă vrem să colectăm tot ăsta, este aici, dacă nu mă înșel, da. Dacă vrem să colectăm sugar cane, nu trebuie să coborâm aici. Da, nu e cel mai plăcut mod de a colecta sugar cane, pentru că după trebuie să ies de aici, dacă aș putea să ies de aici, și să cobor aici jos ca să iau gunpowder-ul. Da. Ar trebui să mai fac și asta, dar efectiv nu mai am timp, pentru că tot ce am făcut eu zilele astea mi-a luat mai mult decât mă așteptam. Adică este sâmbătă, iar eu mâine la ora 10 trebuie să-l postez. Așa că da, am 12 ore ca să editez, iar eu n-am terminat de filmat. Așa că cred că o să lăsăm așa, pentru că am lucrat destul de mult. Am făcut toată ferma asta, care arată ok. N-arată spectaculos, dar arată ok. E mare, asta mi se pare mișto la ea. Avem această zonă care mi se pare că a ieșit foarte bine. Deși eram în dubii cu casa asta, mi se pare că a ieșit ok. Chiar mi se pare că a ieșit în mare stil. Mai ales că avem și decorul ăsta în jur, cu ulalelele astea, cu tulipurile și alte flori pe care le-am mai pus noi pe aici. Chiar mi se pare că a ieșit frumos. Însă n-am făcut nici aici decorul. Absolut peste tot pe unde mă duc eu nu este decor. Casa mea, nu mai zic de casa mea, care ia uite cum arată. Eu ca să ajung la geam, ca să mă uit la castelul meu, trebuie să fac parkour. Ia uite cum ajung eu la castel. Bă, dar n-ai ce să spui, arată bine, arată bine, bine. Și ia să vedem cum arată și ferma noastră mare și frumoasă. Ia uite-o. Deci arată mișto rău, n-am ce să zic, chiar arată mișto. Într-o fermă de sugar cane, uite un pic cât lemn am folosit dintr-o parte în alta. Doamne ferește, sunt nebun de legat. Dar după cum vedeți, eu mereu mă dedic să fac cele mai mari clădiri. Mai zic ceva de turnul ăla sau de castelul din spate? Toată zona asta e imensă doar pentru niște sugar cane. Adică, ca să ne înțelegem. Așa că nu uitați să dați un like, să dați un subscribe și pa!